doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești din luna februarie 2023. O ordine de zi, foarte importantă pentru comunitate, rog pe doamna președintă să preia conducerea ședinței și să ne prezinte ordinea de zi. Mulțumesc! Bună ziua! În conformitate cu prevederile legale în vigoare și a dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 174 din 22-2023, deschidem lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local a orașului Dărmănești, astăzi, marți 28 februarie 2023, cu prezența fizică a 13 consilieri și participarea online a 4 consilieri, cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 28 februarie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate, punctul numărul 1 a fost aprobat. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30 ianuarie 2023. Supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Abțineri, votul împotrivă nu sunt. În unanimitate, punctul 2 a fost aprobat. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 7 februarie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă nu sunt. Abțineri nu sunt. În unanimitate, punctul 3 a fost aprobat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești pentru activități non-profit de interes general în condițiile legii 350/2005 pentru anul 2023, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. A fost discutat acest punct pe comisie, domnul primar, aveți ceva de... Câteva precizări. În fiecare an, în baza legii 350, aprobăm, propunem spre aprobare, programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești. Și în acest an, spuneam și pe comisii, am prevăzut sume încă de la aprobarea bugetului pe 2023 și astăzi venim cu această propunere de proiect de hotărâre privind programul anual de finanțare la domeniul de activitate sport. Am propus în prima fază 150.000 de lei, la domeniul cultură 150.000 de lei, la educație civică, social și protecția mediului 10.000 de lei. Cred că cu ceva timp în urmă, cu 2 ani în urmă, am aprobat și regulamentul prin care pot fi accesate aceste sume nerambursabile. După ce vom aproba acest proiect, îl vom pune spre cunoștință celor interesați și cred că în prima parte a anului vom avea și solicitări pentru proiecte care vizează domeniul legii 350. Dacă, spuneam și pe comisii, dacă în cursul anului 2023 vom avea solicitări suplimentare, vom veni cu o reactualizare a planului anual de finanțări nerambursabile și eventual o rectificare de buget. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abține? Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate, punctul numărul 4 a fost aprobat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de finanțare numărul 7545 din 28-2021, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și OAT Orașul Dărmănești, aferent obiectivului de investiții, construire și dotare corp nou, școala gimnazială numărul 1 din Orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului primar Orașului Dărmănești. S-a discutat pe comisii, acum dacă aveți ceva de precizat? Câteva precizări am să fac și aici. Este un contract pentru care am obținut finanțare prin programul operațional regional. Cererea de finanțare a fost depusă în 2018. În urma proiectului tehnic au rezultat indicatori valorici care aproape dublează valoarea contractului, valoarea obiectivului de investiții. De la 4 milioane 200 cât am semnat cererea de finanțare, avem acum peste 7 milioane de lei, ceea ce ne obligă să găsim surse de finanțare pentru mai bine de 3 milioane de lei.
Este un prim aspect, bani pe care nu-i avem. Și al doilea lucru, un termen foarte scurt de finanțare și de finalizare acestui obiectiv de investiție, adică până la 31 decembrie 2023, ne-a dus la luarea acestei decizii de reziliere a contractului de finanțare, pentru că cu siguranță nu vom reuși, pe de o parte, să găsim surse ca să asigurăm creșterile de preț, diferența de bani de la 4 milioane la 7 milioane și, doi la mână, nu cred că vom reuși să găsim un constructor care să și finalizeze până la 31 decembrie acest obiectiv de investiții. Ca atare, propunerea a fost de reziliare a contractului de finanțare și, așa cum am vorbit și pe comisii, redepunerea pe noile programe operaționale care urmează să se deschidă în perioada următoare cu valorile rezultate din proiect, adică cu o cofinanțare mult mai mică din partea noastră și cu un termen mai lung decât din punctul de vedere. Supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Abține. Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate, punctul numărul 5 a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar parohiei romano-catolice din orașul Dărmănești, județul Bacău, pentru realizarea lucrărilor de renovare și înlocuirea acoperișului casei parohiale. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. După discuțiile pe comisii și acest proiect a fost aprobat pe comisii. Domnule, câteva lucruri am să spun și aici. Este vorba de o adresă înaintată de preotul paroh al Daniel Cincu al parohiei romano-catolice, pe care ne solicită sprijin financiar în vederea renovării casei parohiale din cartierul Brătulești. Este o comunitate relativ mică, din resurse proprii nu reușește să asigure necesarul financiar pentru a face aceste lucrări de renovare a casei parohiale. Casa parohială a fost construită între cele două războaie mondiale, avea un grad destul de avansat de deteriorare a acoperișului. Am fost împreună cu colegii din primărie acolo și cu un expert în construcții ca să analizăm toate eventuale lucrări care ar trebui făcute. S-a făcut de către Părintele Paroh, la comanda dumneavoastră, de către o firmă specializată, un deviz. Valoarea devizului depășește 70.000 de lei, însemnând materialele de construcție necesare, renovării acoperișului și, sigur, și manovera. Propun prin acest proiect de hotărâre să aprobăm un sprijin financiar în cuantum de 50.000 de lei. Repet, lucrările trebuie să făcute în regim de urgență acolo, pentru că plouă în casa parohială și există un risc de prăbușire a acoperișului, plus igrasie și ce am mai văzut noi acolo în casa parohială. Spuneam, un sprijin financiar în cuantum de 50.000 de lei, urmând ca să vedem preotul paroh dacă a reușit să mai strângă ceva din comunitate, și, sigur, să, în regim de urgență, să treacă la renovarea acoperișului. Supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Abține. Votul împotrivă nu sunt. În unanimitate, proiectul, punctul numărul 6 a fost aprobat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluator în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Precizări? Câteva lucruri am să spun și aici. Conform legislației, secretarul general al orașului se evaluează de către o comisie. Trebuie să nominalizăm doi colegi din Consiliul Local care vor avea calitatea de evaluator. Așa cum am discutat pe comisii, recomandarea mea a fost ca eventualii evaluatori să aibă și cunoștințe juridice. De asta ați propus și ați votat ca din rândul celor doi consilieri să facă parte domnul consilier Manea și doamna consilier Nicodim, ambii având studii juridice. Supunem la vot și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Două abțineri pentru cei nominalizați.
în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănești a 62 de loturi de teren cu categoria de folosință curți construcții situate în strada Valea Uzului și centura ocolitoare trafic greu, oraș Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Voi face și aici câteva precizări pe care le-am pus și pe comisie. În primul rând, rog pe domnul secretar ca din proiectul de hotărâre să scoată termenul de centură ocolitoare trafic greu, pentru că nu se adresează centurii trafic greu. Doi, la mână, din anexa respectivă, dacă avem terenuri situate în zona centurii ocolitoare, alea vreau să fie scoase de acolo, pentru că noi vorbim de loturile de teren din cartierul Romilor. Această solicitare de atestare a mai multor loturi de teren la categoria sau, eu știu, la domeniul privat al orașului Dărmănești a rezultat ca o necesitate din adresa făcută de către comunitatea de rom. Fac precizarea că în zona comunității de rom s-a construit în ultimii 30 de ani fără niciun fel de acte legale. A fost ocupat domeniul privat în mod abuziv. S-au construit și case de către comunitatea de romă tot în mod abuziv pe aceste terenuri. Ce facem noi astăzi este un prim pas pentru a intra în legalitate. Faptul că în cursul anului 2022 am făcut lucrări de amenajare a râului Uz și prin îndiguirea pe care am făcut-o am scos această zonă de sub inundații, ne permite acum să introducem acest teren, aceste loturi de teren în domeniul privat. Vom cadastra aceste terenuri. După ce vom organiza proceduri pentru închiriere sau concesionare acestor loturi și sigur că fiecare deținător de locuință din zona cartierului de rom vor încheia contracte de închiriere sau concesiune ce vom stabili cu primăria orașului Dărmănești, astfel încât să intrăm în legalitate și sigur fiecare cetățean care astăzi locuiește în zona romilor și nu are o adresă sau o poziție de rol deschisă la noi, să poată intra în legalitate. Deci despre asta este vorba. Astăzi venim cu un număr de loturi. Cu siguranță e un prim proiect pe care l-am propus. În perioada următoare, pe măsură ce vom cadastra aceste terenuri, vom continua cu pasul 2-3. Deci, pe acest proiect de hotărâre, rugămintea mea este să nu discutăm de șoseaua de centură, ci să discutăm doar de zona Valea Uzului. Da? Mulțumesc. Și discutăm doar de loturile din Valea Uzului. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte... Se vor aduce modificări cerute și iar o spunem la vot. Cine este pentru? Abține? O abținere? Voturi împotrivă nu sunt? Eu mă abțin că poate crea un precedent. Ei vor construi tot așa și după aia le-a problemat. Deci noi vorbim de intrare în legalitate, pentru că oamenii ăștia nu au, la momentul ăsta, nu au niciun fel de cadru legal acolo. Deci stăpânesc terenul primăriei, dar nu au nimic. Neoficial. Da. Mergem mai departe. 16 voturi pentru și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănești a 8 loturi de teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Domnul primar, aveți? Da. Câteva precizări. E vorba de 8 loturi, da? Deci punctul numărul 9, 8 loturi de teren. Spuneam și într-o ședință anterioară că în baza codului administrativ noi trebuie să închiriem sau să concesionăm aceste terenuri sub rezerva de a fi cadastrate. Venim cu foarte multe contracte din anii anteriori. Contracte
pentru terenuri aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești, fie că sunt în intravilan, fie că sunt în extravilan, la care noi nu avem cadastru. Sigur că aceste contracte se apropie de termenul de scadență, termenul de expirare și pentru a putea să închiriem pe mai departe aceste terenuri, obligativitatea numărul 1 este de a le cadastra. Atestăm la domeniul privat aceste terenuri, în etapa a doua vor fi cadastrate, urmând să fie concesionate, închiriate pe mai departe. Repet, aceste loturi de teren și la o ședință anterioară am avut, cred că, nu mai știu, două, trei proiecte cu aceeași temă. Aceste loturi sunt, la momentul discuției noastre, închiriate către persoane fizice sau persoane juridice. Ne-au notificat că doresc să continue contractul cu noi în ideea de a le închiria sau le concesiona. Unii dintre cei care solicită au și construcții pe aceste terenuri și atunci nu facem altceva decât să le cadastrăm și sigur să continuăm relațiile contractuale. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate, punctul numărul 9 a fost aprobat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT orașul Dărmănești, a două loturi de teren, drumuri de exploatare, situate în zona Lunca Uz-Brătulești, din orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Precizări aici? Este vorba de proiectul pe care cei de la CRAB îl implementează în orașul Dărmănești, conducta de alimentare cu apă brută, baraj, stația de la Cărăboaia. Acest traseu trece prin zona străzii Valea Uzului și vorbesc de tronsonul de la Rupturi până la partea care intră în zona Valea Uzului, Valea Rea. Este o zonă de stradă pe care avem canalizare, avem rețea de apă potabilă, mai avem o conductă care veche, care deservește alimentarea cu apă brută a stației de la Cărăboaia și acum ar trebui în acea zonă destul de aglomerată să mai venim cu această conductă nouă. Propunerea noastră este de a cadastra aceste loturi pe care le aveți în proiectul de hotărâre și vom solicita în scris operatorului de a reanaliza posibilitatea de a muta acest tronson din apartamentul străzii Valea Uzului pe această nouă propunere pe care noi o facem. Sigur că nu ne-am sesizat de la, eu știu, sine putere, ci avem și o solicitare scrisă a cetățenilor care locuiesc în acest tronson de stradă, care s-au sesizat, autosesizat, nu știu cum să zic eu, de riscurile la care sunt supuși prin notarea acestei conducte în zona respectivă, inclusiv acele restricții care țin de, eu știu, viitoarele construcții pe care vor să le dezvolte. Ca atare, noi propunem acum un alt amplasament și să vedem dacă proiectantul și beneficiarul sunt de acord, e posibil ca în acea zonă să deviem traseul. Supunem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate, punctul numărul 10 a fost aprobat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă, conform articolului 15, litera E din legea 50/1991, a terenului proprietate privată a orașului Dărmănești, situat în strada Uzinei, în suprafață de 1200 metri pătrați, din totalul de 3850 metri pătrați, având număr cadastral 60644 din cartea funciară 60644 pentru extinderea construcției hală de producție proprietate Cobuz Iuliana Alina, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Domnul primar? Spuneam pe comisii, este o problemă mai veche cu concesionarea acestui teren. În baza legii 50, articolul 15, litera E, putem să facem această concesionare prin încredințare directă datorită faptului că există o construcție proprietate privată pe terenul primăriei orașului Dărmănești, a doamnei Cobuz Iuliana Alina. Și
cu ani în urmă a fost concesionat o suprafață de 3850 de metri. Acolo s-a desfășurat o activitate economică. Între timp, activitatea economică nu mai există, dar a rămas hala care, repet, este proprietate privată a solicitantei. Propun pentru intrarea în legalitate și aici concesionarea suprafeței de 1200 de metri pătrați din totalul de 3850, restul fiind la dispoziția consiliului local și, sigur, să-l putem închiria mai departe. Dacă mai dorește ceva? Supunem la vot și acest punct. Cine este pentru? Abține votul împotrivă, nu sunt. În unanimitate de voturi, acest punct a fost aprobat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile numărul 2291 din 6-a 2-a 2023, formulată de către Telecom România Mobil Communication S.A. împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 138 din 27-a 12-a 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Târmănești. A fost o solicitare din partea Telecom România de a nu plăti taxa pentru gunoi aferentă anului 2022. Hotărârea de Consiliu Local, pe care dumneavoastră o contestă, la momentul ăsta nici nu mai produce efecte, dar parcurge procedura legală și am propus acest proiect de hotărâre pentru a respinge plângerea prealabilă. Supunem la vot și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? O abținere? Și, voturi împotrivă? Două abțineri. Da. Cu 15 voturi pentru și 2 abțineri, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Punctul numărul 13. Diverse. Da. La diverse analizăm solicitarea privind exprimarea punctului de vedere de către doamna Ameruș Calis în calitate de reprezentant al organizației sindicale a salariaților. Și înainte de a da cuvântul doamnei Alice, câteva cuvinte am să spun eu. În primul rând mă adresez cetățenilor din orașul Târmănești, crescători de animale. În perioada următoare vom scoate la cesiune închiriere terenurile de pe raza orașului Târmănești cu destinația Pășuna. Toți cetățenii care doresc să închirieze terenul de pe raza orașului Târmănești cu destinația Pășuna și care sunt deținători de animale, sunt rugați să facă o cerere scrisă pentru concesionare la, și să o depună la Secretariatul Primăriei orașului Târmănești. Deci, în perioada următoare vom face această, eu știu, procedură, vom aproba prin hotărâre de Consiliu închirierea pășunilor și rugăminte toți cei care aveți în intenție să închiriați pășuni de la Consiliul Local, fie că aveți animale bovine sau ovine, faceți această solicitare, noi le vom centraliza și în funcție de solicitările pe care dumneavoastră le aveți, vom gândi și aceste lucruri în așa fel încât să răspundem favorabil la toți cei care aveți astfel de solicitări. Da. Procedurile au fost inițiate și sigur că cererile trebuie centralizate la secretariat. Mulțumesc. Alte detalii pe parcurs. O să o rog pe doamna Alice să ne povestească. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Mă numesc Măruș Paris, sunt salariată în cadrul aparatului specialitate al primarului orașului Dărmănești și sunt prezentă astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local, în calitate de reprezentant ales al salariaților, iar din 14 februarie 2023, ca lider al grupării sindicale formate la nivelul OAT Dărmănești, afiliată la Sindicatul Național Sport. Prezența mea aici vizează susținerea unui punct de vedere solicitat de către Consiliul Local cu privire la refuzul semnării procesului verbal de negociere de la datul tuturor ședințe care a avut loc în data de 25 ianuarie 2023, inițiată de domnul primar al orașului Târmănești. Noi, salariații, în urma acestei proceduri de negociere la care am fost convocați telefonic,
în ziua ședinței, nerespectându-se astfel prevederile legii 367 pe 2022, legea dialogului social, am constatat următoarele. În cadrul ședinței s-a propus o mărire de 5-7%, dar hotărârea Guvernului 1447 pe 2022, invocată de domnul primar, nu face referire la nicio majorare salarială sau la stabilire de coeficienți, ci doar la stabilirea salariului de bază brut garantat în plată pe țară la 3.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2023. La întocmirea procesului verbal de așa zisă negociere, nu a fost respectată forma de redactare. Nu exprimă clar situația angajaților care sunt prezenți, care sunt în tură de noapte, care sunt în concediu de odihnă sau în concediu medical. De asemenea, în procesul verbal sunt enumerate și persoane care la data de 25 ianuarie 2023 au contractul de muncă încetat. S-au folosit date cu caracter personal, respectiv CNP, încălcând astfel GDPR-ul, cu mențiunea că acest proces verbal a fost adăugat la proiectul de hotărâre. Tot în acest proces verbal nu este exemplificată opțiunea clară a salariatului. Da, nu, abținere. Tabelul care ni s-a înaintat spre semnare se numește anexă. Fără a se preciza la ce se face această, la ce face această referire, la ce face această anexă referire. Procesul verbal conține de asemenea o serie de elemente de noutate, precum salariații nu sunt ai primăriei, ci angajator este orașul Dărmănești. Negocierea nu este a salariilor brute, ci a salariilor de bază. Propunerile domnului primar nu au fost acceptate de majoritatea salariaților, iar în interior ședinței, domnul primar și domnul viceprimar au finalizat procesul verbal trăgând linie în dreptul salariaților care nu au semnat, chiar și cei, la cei care nu mai sunt angajați în instituții. Mai mult, ulterior au apărut semnături peste linie. A se vedea poziția 39 din anexa 3 din procesul verbal. Pe lângă această anexă 3, în care sunt trecuți toți salariații, apare și anexa 2 la procesul verbal cu cei de la serviciul ADPP, fără nicio precizare la ce se referă această anexă și fără dată și număr de înregistrare. Deși propunerea inițială face referire la o mărire de 5-7% a salariilor, în încheiere, atât domnul primar cât și domnul vice, care și semnează acest proces verbal, propun următoarele, citez. Pentru angajații care la data de 31.12 au înregistrat drepturi salariale mai mari de 3.000 de lei pentru anul 2023, veniturile salariale vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2022. Pentru categoria de angajați care la data de 31.12.2022 au înregistrat drepturi salariale mai mici de 3.000 de lei, se va majora salariul conform HG 1447 pe 2022. Astfel, au fost încălcate o serie de principii stabilite prin articolul 6 din legea 153 pe 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Deși propunerea este de menținere a salariului din decembrie, în anexă apar alți coeficienți decât cei din decembrie. Ca o primă concluzie a celor expuse, noi salariații orașului Dărmănești nu am refuzat nicio mărire de salariu, ci de fapt am refuzat scăderea coeficienților existenți. Ca și precizare, din anul 2017, când au apărut prima dată coeficienții la salarizare, noi am avut de suferit din cauza seriilor neîntrerupte de micșorare a coeficienților. Spre exemplu, de-a lungul acestor 6 ani, din 2017 până în 2023, un inspector superior gradația 5 a avut în 2017 un coeficient de 1,84, ajungând în 2023 la un coeficient de 1,30. Să reținem că acești coeficienți au fost votați an la rând prin hotărâre de Consiliul Local. Un alt exemplu este faptul că un inspector superior gradația 5, cu o vechime mai mare de 20 de ani, este plătit cu un maxim de 19 lei pe oră, în care este inclusă și indemnizația de hrană. Dacă totuși investițiile sunt prioritate și majoritatea banilor din buget merg spre investiții, vă invit să fim solidari, să ajustăm și coeficienții demnitarilor, primar, viceprimar și implicit indemnizația de consilier. În aceeași ordine de idei, vă informez că vineri, 24 a doua, am avut o discuție cu domnul primar legat de acest aspect.
iar răspunsul dumnealui a fost că nu se poate scădea coeficientul primarului și al viceprimarului, deoarece coeficienții dumnealor sunt prevăzuți în anexa 9 la legea 153. Și în cazul nostru, salariul de bază este hotărât de dumneavoastră de Consiliul Local. Ei bine, domnilor consilieri, vă întreb respectuos. Este corectă decizia de a micșora nivelul coeficientului aplicat salariului de bază ori de câte ori se schimbă salariul minim de bază garantat în plată? Nu considerați că acești coeficienți reprezintă niște calități dobândite de-a lungul anilor, nivelul de studii, de echipe, de specializări? Pot aceste calități dobândite să fie anulate după ce ele au existat? Poate cel cu studii superioare să devină o persoană cu studii medice, cu studii medii sau necalificat? Și noi, salariații orașului Dălmănești, avem familii și copii, avem locuințe și părinți, cunoașteți la fel de bine ca noi greutățile contextului actual. Și totuși, și noi trebuie să trăim. Domnilor consilieri, cu tot respectul, dumneavoastră ajungeți în acest for legislativ local exclusiv pe criterii politice. Niciunui consilier local nu îi se cer calități profesionale. Dacă ați fi în locul nostru, cum v-ați simți știind că salariul dumneavoastră depinde de o mână ridicată a unui număr de 17 oameni? În speranța că am clarificat nemulțumirile dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată și sper pe viitor într-o bună colaborare. Vă doresc o zi plăcută. Mulțumesc, am să câteva lucruri să spun și eu. În primul rând, este o chestie absolut legală pentru colegii noștri să depună o solicitare pentru, eu știu, aș apăra interesele pe care domniile lor cred că le au sau le au. În al doilea rând, fac precizarea că doamna Alice nu reprezintă punctul de vedere al tuturor angajaților din cadrul Oraș Dărmănești, ci are o grupă de 14 angajați. Deci trebuie să fim corecți. Reprezintă vocea a 14 colegi din aparatul de specialitate a primarului care au semnat pentru înființarea acestei grupe. În al treilea rând, vreau să fac precizarea că aceste salarii sunt stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Spunea doamna Alice că începând din 2017 a avut nu știu ce coeficienți, dar a uitat să ne spună că de fiecare dată, în urma acestor coeficienți, salariile au crescut. Din 2016, de când am venit la primărie în calitate de primar, am crescut de fiecare dată salariile și ar fi fost frumos grupa sindicală să ne spună cât aveau în 2016 și cât au acum, pentru că salariile au crescut consistent. Și să vă dau un exemplu, lăsați-mă să vă vorbesc eu și după aia de asta. Ca să vă dau un exemplu și mă adresez aici cetățenilor din orașul Dărmănești, un inspector superior astăzi are la primăria orașului Dărmănești un salar brut de 5.151, ceea ce înseamnă un salar net de 3.000 de lei. Vă întreb pe dumneavoastră, cei care vă uitați la noi și plătiți taxe și impozite, câți dintre dumneavoastră aveți 3.000 de lei net și dacă pentru munca pe care o faceți considerați că sunteți suficient de bine plătiți, iar colegii de la primăria orașului Dărmănești satisfac doleanțele și cerințele dumneavoastră. Vreau să vă spun că am multe telefoane și multe plângeri din partea cetățenilor, nu generalizez, dar avem și astăzi cazuri de angajați în cadrul primăriei orașului Dărmănești care fie vorbesc urât, fie nu își fac datoria acolo unde sunt, fie multe alte lucruri. În al treilea rând, am spus mereu că această primărie și toate primăriile din țara românească se asigură aceste venituri în buget din taxele și impozitele pe care le plătesc cetățenii. Nu putem să avem salarii mari sau foarte mari în condițiile în care noi avem aceste taxe și impozite limitate la, eu știu, creșteri de 5-6% și corecții cu inflația. Adică eu sunt un om care măsor foarte bine cuvintele și
Mai mult decât atât, pe lângă faptul că sunt inginer, am absolvit cu mulți ani în urmă atunci când se învăța carte și finanțe bănci. Și mi-este greu să aloc niște cheltuieli atâta timp cât noi nu avem venit. Am spus și spun de fiecare dată, prioritatea mea, atât cât voi fi primar, sunt investițiile pentru orașul Dărmănești, că acest oraș a rămas mult în urma altor localități. Și ca să putem să ne ducem aceste investiții la bun sfârșit, bineînțeles că trebuie să avem bani. N-am ținut niciodată pe nimeni cu forța la primăria Dărmănești. Cei care știu că sunt capabili și pot mai mult, pot oricând să plece oriunde. Am văzut că se insistă pe ideea forțată și m-am simțit cumva șantajat de o parte dintre colegi neapărat să creștem salariile. Asta este puterea orașului nostru și, repet, un salar brut de 5.151 pe care îl are un inspector superior nu este puțin în Dărmănești. Legat de situația financiară a tuturor, fac precizarea că în luna ianuarie am fost inițiatorul unui proiect de hotărâre pentru majorarea salariilor tuturor colegilor noștri cu un procent între 5 și 7%. Să știți că nici în luna ianuarie nu aveam resursele financiare necesare ca să facem această creștere. Deci nu aveam resursele financiare. Cu toate acestea am spus că traversăm o perioadă dificilă să facem o majorare între 5 și 7%. La acea întâlnire pe care am convocat-o cu toți angajații din primărie și ce spune doamna reprezentant, lider de sindicat, nu este adevărat, am avut o întâlnire cu colegii din primărie și le-am spus că propun o majorare între 5 și 7% începând cu 1 ianuarie 2023, lucru pe care aici, în sala de ședință, l-am și prezentat pe plasma din spate, cu cât crește la fiecare. Sigur că colegii care au fost prezenți aici nu au fost de acord cu această propunere pentru că voiau mai mult. Și de cele mai multe ori se uită interesele comunității și se uită dorințele cetățenilor. Toți cetățenii care vin la mine vor asfaltări, extinderi de gaze, extinderi de rețele de apă, modernizarea orașului și, sigur, investiții fie pe fonduri europene, fie pe fonduri locale. Fără să țină cont de aceste solicitări ale cetățenilor, colegii mei au vrut mai mulți bani. Și la acel proces verbal care l-am semnat, i-am zis noi proces verbal de negociere colectivă, ca așa prevede legea, nu au vrut colegii noștri să fie de acord, cu excepția, cred că 7. 7 colegi au spus, da, domnule, noi suntem de acord cu mărirea asta, că orice mărire în plus este binevenită. Am rugat aici cu toți de față, am lăsat procesul verbal și ne-am spus, oameni, cei care considerați că acest mic sau mai mare, această creștere între 5-7% vă este de bun augur, semnați, sunteți de acord. Dacă mai mult de jumătate plus 1 din angajații primăriei, care sunt în jur de 78, vor semna acest proces verbal, începând cu 1 ianuarie, veți avea o majorare, așa cum am spus, între 5 și 8%, dacă mi-aduc eu aminte. Adică cei care aveau salarii mai mari aveau o creștere mai mică, cei care aveau salarii mai mici aveau o creștere mai mare, ca să facem un echilibru. Sigur că legea 1447 spune că începând de la 1 ianuarie, salariul minim este de 3.000 de lei. Nu vorbește nimeni de coeficient și pare rău că nu suntem sinceri până la capăt. Spune legea în vigoare că aceste salarii sunt stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Noi am făcut împreună cu alți colegi din țară o formulă de calcul și am zis salariul minim cât este stabilit de guvern, înmulțim cu un coeficient de ierarhizare. Acel coeficient de ierarhizare este la îndemâna noastră. Noi putem să punem în loc de coeficientul de ierarhizare litere, cifre, ce vreți dumneavoastră. Deci nu este o formulă, acest coeficient, stabilită prin lege. Legiuitorul ne spune că se stabilesc salariile la nivelul Consiliului Local, ținând cont de faptul că nu poate fi salariul mai mic decât minim pe țară, care acum, în acest an, este 3.000 de lei. Deci invenția asta și poveștile că, vai de mine, am scăzut coeficientul, da, l-am scăzut, nu ne obligă nimeni să-l creștem, să-l lăsăm acolo, putem să spunem clar la
eu știu, consilier superior, îi punem 6.000 de lei, 2.000 de lei, nu știu, dar trebuie să avem o relație de cap. După ce am avut această discuție cu aparatul de specialitate, am lăsat acea anexă la procesul verbal care o am aici, să semneze fiecare. Și am rugat, după ce toată lumea se consultă, fie semnează, fie nu semnează, să mi se aducă acest proces verbal. După ce s-a terminat întâlnirea, am ieșit din sală să nu cumva să creez umori cuiva din sală. Am așteptat, cineva mi-a adus procesul verbal și cu anexa la procesul verbal în birou și am văzut că din cei, nu știu câți erau în sală, 30 și ceva, au semnat 7. Ca atare, eu am văzut acolo unde sunt semnături, unde nu sunt semnături, am tras linie eu, pentru că, din punctul meu de vedere, s-a terminat perioada de negociere a salariului, pentru că era ora 16.30, fiecare a plecat acasă. Și e adevărat, în această anexă, la rugămintea mea, domnul secretar a scos din statul de funcții numele celor care erau acolo. Sunt 3-4 care sunt, nu știu că sunt plecați în decursul anului 2022, la care, nu credeți că a semnat cineva, este tras în linie. Cei care au fost în concediu de odihnă este tras în linie. Deci nu e niciun fel de discuție. A doua zi am avut o discuție cu ceilalți colegi de la aparat, de la muncitori. Le-am explicat că fiecare va avea o creștere de între 5 și 7%, cât le-am spus noi acolo, 8%. Oamenii au semnat toți procesul verbal, adică la muncitori n-am avut niciunul care să spună că nu vor să li se crească salariul, pentru că acei oameni au salariul mic. Ei muncesc cei mai mulți și au salariul cel mai mic. Toată lumea a semnat acest proces verbal. Deci, ca și concluzie, salariile pe care noi le avem în administrația publică în Dărmănești sunt mai mari decât media pe care cetățenii din Dărmănești o au. V-am spus, deci în primăria orașului Dărmănești, salariile sunt mai mari decât media cetățenilor care ne plătesc nouă taxe și impozite și din care noi plătim aceste salarii. Doi la mână. La acest moment, în primăria orașului Dărmănești, nu avem niște surse financiare care să ne stea undeva puse deoparte și noi să nu plătim salarii. Adică nu avem bani cu care noi să, să avem la discreție și să nu plătim salarii. 3. Avem peste 10 proiecte cu fonduri europene și astăzi am avut un seminar online, o ședință online cu Ministerul de Resort, prin care mi s-a atras atenția în mod foarte serios că trebuie să asigurăm cofinanțările pentru aceste proiecte. Orice dezechilibru financiar care, ar duce la creșterea cheltuielilor de funcționare, înseamnă pierderea investițiilor. Și ca să înțeleagă fiecare cetățean că ținta mea este să dezvolt în continuare orașul Dărmănești prin investiții, vreau să vă spun că doar în 2023 avem peste 40 de milioane de lei din fonduri europene, guvernamentale și locale alocați pentru asfaltări de străzi. Peste 40 de milioane de lei. Adică, fraților, noi facem economii la tot ceea ce putem să aducem bani pentru cofinanțări și unii colegi ne spun că un salar de 3.000 de lei net, un brut de 5.150 ceva, este mic. Îi rog pe acești colegi să-și găsească alte, joburi unde cred că sunt foarte competenți și unde vor avea salarii mai mari. Vreau să vă spun, nu generalizez, dar la acest moment, cred că jumătate din cei care lucrează în primăria orașului Dărmănești n-au ce căuta aici. Și mi-asum cu maximă responsabilitate ceea ce spun. Sunt oameni învechiți, oameni care s-au învățat doar cu gură mare și muncă puțină, dar cred că mai mult jumătate din cei care sunt aici n-au ce să caute. Iar rog cetățenii, când vin și mai fac acele plângeri, să le facă și scris, ca să pot să vin în fața Consiliului Local să vă arăt de câte ori cetățeni din Dărmănești vin și spun că li se vorbește urât, că li se vorbește neadecvat unui funcționar public și așa mai departe. Pentru că dacă acele plângeri le-aș fi avut scris, astăzi veneam și vă arătam, 50, 30, 20 de nemulțumire ale cetățenilor. Deci,
ca să concluzionez, consider că propunerea pe care am făcut-o eu în ianuarie de majorare a acestor salarii de 5.150 de lei cu procentul de între 5 și 8% era absolut rezonabilă, pentru că asta este puterea noastră. Domniile lor n-au fost de acord, sau parte din ei n-au fost de acord cu această majorare, considerând că sunt mult prea buni și că au nevoie de salarii mai mari. Și ca atare, respingându-se această propunere a mea, am rămas la salariile din 31 decembrie 2022, care, v-am spus, în cazul unui consilier superior sunt de 3.000 de lei net. Am în intenție ca în continuare, așa cum am discutat în ședința din ianuarie, să analizăm posibilitățile de creștere ale salariilor în cursul anului 2023 și vom vedea cum închidem primul trimestru, undeva cred că în aprilie, vom vedea care este gradul de încasare, pentru că, să știți, toată lumea o duce rău, nu numai angajații primăriei, și din ce în ce mai puțin oamenii și achită taxele și impozitele la timp, și voi reveni cu o discuție vis-a-vis de dacă sunt șanse să creștem aceste salarii. Ați văzut că astăzi, pe ordinea de zi, am avut un proiect de reziliere a unui contract cu finanțare pe fonduri europene, pentru că nu am avut 30 de miliarde ca să cofinanțăm acest proiect. 30 de miliarde. Vreau să vă spun că la acest moment, din taxe și impozite, încasăm 7 milioane de lei, deci din toți banii încasați într-un an de zile, din taxe și impozite de la oameni, noi încasăm 7 milioane de lei. La acest moment, salariile cu angajații sunt de 5 milioane de lei. Creșterea pe care am propus-o eu cu 5-8% de la 1 ianuarie 2023 ar fi dus salariile de la 5 milioane de lei la 5 milioane 900 de lei. Deci acolo suntem. Încasăm 7 milioane de lei și plătim 5 milioane de lei. Făcem doar salarii. Dacă făceam majorarea aia de 8%, 7%, ne duceam la aproape 6 milioane de lei. Dacă, le-am spus și colegilor, la acest moment nu putem să facem o mărire de taxe și impozite cu 20-30% ca să putem satisface doleanțele unor angajați din primărie. Deci aici suntem, asta este situația economică, v-am spus, vorbesc din punct de vedere al economistului, nu al primarului, pentru că noi trebuie să avem foarte clar aceste sume, să vedem de unde vin și cum le cheltuim. Eu nu sunt un primar care să vin în fața dumneavoastră în august și să vă spun, știți, nu mai avem, am fost de acord șantajat de unii să cresc salariile și în august nu mai avem bani de salarii. Cât voi fi aici, nu. Prioritate zero rămân investițiile. Și, sigur, trebuie și colegii, că nu vin la primărie, că n-au ce face acasă, trebuie să fie renumerați corect, dar cred, repet, că un salariu brut de 5.000 de lei, cu normă de hrană și cu ce mai au tichete de vacanță, nu este puțin. Pentru că s-a discutat de salariul primarului și a viceprimarului și trebuie să fac precizarea că acest salariu este stabilit prin lege, de către Guvernul României, în funcție de mărimea unei primării, la fel este salariul minim pe țară înmulțit cu un coeficient, încă din 2020, cred că salariul minim la primar și la viceprimar nu a fost actualizat, este 2080 de lei. Iar salariul minim pe țară e 3000 de lei. Deci acel coeficient nu se mulțește cu 3000 de lei, se mulțește cu 2080 de lei. N-am cerut nimic, nicio majorare, nici eu, nici domnul viceprimar, nici alți mulți primari care sunt în țară, pentru că am înțeles asta e situația. Eu am venit aici să fac treabă, nu să mă plâng pe la colțuri. Deci, încă o dată, cetățenii orașului Dărmănești să fie siguri că prioritatea noastră și cred că și a noastră Consiliul Local este să dezvoltăm această comunitate, să putem să aducem cât mai mulți bani europeni, să putem să ne asigurăm cofinanțările, iar cei care sunt în aparatul de specialitate a primarului și sunt nemulțumiți de salariul pe care îl au, pot pleca. Mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. Am și eu aici, dar vă rog ceva. Te rog. Având în vedere că acest punct de vedere a fost solicitat de mine, personal. Da. Legat de modul în care au semnat ei procesul verbal și ce nemulțumire au, aici mă văd nevoită să contrădez și eu. Okay. Se pare că votul meu împotrivă la acel proiect de hotărâre este justificat din ceea ce înțeleg eu din punctul de vedere
pentru că unele din lucruri pe care le-am sesizat eu, le-a sesizat și doamna lider de la sindicat, asta o dată. În al doilea rând vreau să mă îngrijorează faptul că dumneavoastră spuneți, nu știu dacă mă urmăresc, doamna primară. Eu urmăresc, te rog, da. Ok. Ați spus la un moment dat că jumătate din aparatul dumneavoastră de specialitate este urmă. Sunt și oameni care sunt învechiți și care nu mai au nicio aici. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Asta este îngrijorător. E foarte îngrijorător. Vreau să spun că când am venit aici în primărie, aveam alte așteptări și unii dintre colegii din aparatul de specialitate, da, să știți că sunt oameni de calitate, au și proiecte, avem echipe de proiecte, da, lucrează în aceste proiecte, au salarii mai mari, de obicei plângăcioși și n-au venit niciodată. I-am rugat să vină și să lucreze în aceste echipe de proiecte, ca să poată câștiga mai mult, n-au venit niciodată. Dar și poate să nu cred că dumneavoastră nu ajungeți la ei, nu credeți să aveți o discuție pe ei și să-i aduceți, să-i ridicați, chiar dacă au atâția ani, nu cred că nu ajungeți la ei. Sunt oameni care nu vor. Deci sunt oameni care nu vor și, repet, sunt în administrația publică de mulți ani și domniile lor, cred că toată lumea ar trebui să stea în genunchi, de la primar până la ultimul, sau până la primul, ce vreți dumneavoastră, toți cetățenii când vin la primărie să stea în genunchi și să le aducă o sanale că ei sunt, nu știu, funcționari publici. Nu. În administrația publică, noi trebuie să fim conștienți de faptul că suntem plătiți din taxele și impozitele cetățenilor și foarte mulți nu realizează acest lucru. În al doilea rând, trebuie să înțeleagă fiecare că avem aici niște reguli în administrația publică, sunt niște proceduri de lucru și atunci când vine un cetățean trebuie să-l tratăm cu maximă responsabilitate, lucru care nu se întâmplă în mod frecvent și altfel n-aș avea aceste plângeri ale cetățenilor. Și în al treilea rând, fiecare trebuie să înțeleagă că această localitate are o putere financiară. Noi nu ne comparăm nici cu municipiul Bacău, nici cu, nu știu, altă localitate care poate are putere economică mai mare. Noi, asta este puterea noastră financiară. La acest moment, v-am spus, prioritare sunt investițiile în orașul Dărmănești. Cofinanțările, noi nu avem niciun leu datorie, cofinanțările le asigurăm doar din taxele și impozitele cetățenilor și că fiecare trebuie să știe că acolo unde își face treaba primește o indemnizație, un salariu al ei. Nu, eu dacă știu că sunt mai bun și sunt în măsură să mă duc să lucrez în altă companie care mă oferă salariu mai mare, plec. Eu nu stau aici. Dacă știu că sunt bun, dacă știu că nu sunt bun, îmi văd de treaba. Deci asta este principiul pe care mă bazez eu, performanță. În primul rând, performanță. Nu... Nu vă contest imaginea orașului, care într-adevăr este schimbat și din foarte multe puncte de vedere, Dărmănești orașul foarte bine astăzi. Dar cred că totuși ar trebui să vă aplicați mai mult asupra aparatului propriu pe care îl aveți dumneavoastră și să aveți grijă de oameni, pentru că sunt oameni care au ani de zile vechime aici, care s-au implicat, care poate... Nu știu, și-au dezvoltat abilitățile și aptitudinile și calitățile de a lucra aici. Și poate că nu vor să plece. Poate s-au și plafonat. Deci, doamna consilier, din 2016, când sunt aici, am crescut salariile de 7 ori. În fiecare an am avut o majorare de salariu. Niciodată, atenție, niciodată nu am scăzut salariul. Niciodată. Atenție. Și îmi pare rău că nu am o situație de la contabilitate, dar data viitoare o să vă arăt. Nu vorbim de coeficienți, vorbim de salarii. Atenție. De salarii, nu de coeficienți, de salarii. Nu, deci nu spuneți asta, pentru că din 2016 s-a mai întâmplat. Că s-a întâmplat doar la o parte, foarte puțin, la majoritatea au crescut. Dar la o parte s-a întâmplat să fie scăzut salarii. A fost reașezare pe lege atunci, pentru că unii pe aceeași poziție, unii aveau salarii mai mari, unii mai mici. Da, legea. Dar nu spuneți că nu ați scăzut salariile. Deci, au fost și situații în care salariile au fost scăzute. Cei care aveau foarte, foarte mari. Dar, în principiu, noi, sau eu, în calitate de primar și cei care erau în Consiliul Local, am avut majorări de salarii în fiecare an. Eu știu că de 7 ori am mărit salariul. Pentru că mă gândesc la aparatul de specialitate, că împreună eu nu mi-am propus să fac investițiile și toate proiectele singur, ci împreună cu aparatul de specialitate, împreună cu Consiliul Local. De aceea am venit la 1 ianuarie cu propunerea de majorare, că atât putem noi, între 5 și 8% și colegii noștri ne-au... 7%.
între 5 și 8 și erau. Și 7%. O fi fost și 7. Și colegii noștri ne-au tratat cu mai puțin respect. Știți că dumneavoastră în Consiliul Local primiți indemnizația cotă parte din salariul primarului. N-am avut majorare de indemnizație și nici nu cerem asta. Cerem asta, nu cerem. E o lege aplicată la revedere. Deci toată lumea din Consiliul Local are acea cotă parte din salariul primarului care nu s-a majorat nu știu de câți ani. Și nu comentăm și nu facem nimic. Suntem aici în slujba cetățeanului și sigur ținta noastră este să dezvoltăm comunitatea. Și vreau să vă spun, am vorbit de jumătate din colegii din primărie, partea aia mai puțin bună, există și partea cealaltă bună, sunt oameni care muncesc foarte mult, sunt oameni care stau la ora 6, la ora 18 seara în primărie, la ora 19 în primărie, da? La ora cât, domnul secretar? La ora 23 a fost în primărie. Vreau să vă spun că acești oameni nu se plâng, iar cei care se plâng la ora 16 rup ușile primăriei și 16:30 rup ușile primăriei. Deci cei care totdeauna comentează sunt cei care am așteptare mai da. Eu vă mulțumesc că v-ați ascultat, dar cred în continuare că este datoria dumneavoastră să vă faceți echipa să funcționeze la capacitate. Să știți că echipa funcționează pentru că avem niște performanțe care sunt net superioare anilor anteriori. Și dacă se lucrează, se lucrează pentru că sunt unii care chiar își fac treaba, nu doar treaba cu vârf și îndețat, muncesc pentru tăi. Muncesc pentru tăi. Dar, repet, încă o dată, nu vreau să fac aici analiza eficienței colegilor mei, vreau să vă spun că asta este puterea comunității noastre și că cei care se consideră foarte buni și că ar merita salarii mai mari, oricând pot să plece, pentru că la fel de bine va merge primăria și dacă mai pleacă 10-15 din aparatul de specialitate, mai ales de aia care nu sunt foarte, foarte de calitate. Da? Deci nu e o pierdere pentru că noi avem 130 și ceva, 135 de posturi în organigramă și lucrăm cu 78. Deci avem 40 de posturi vacante. Vreau să vă spun că suntem mult mai performanți. Cu cât structura este mai stufoasă, cu atât activitatea este mai ineficientă. Deci asta este clar un raport. Și să știți că chiar nu mă sperie că plâng 2 sau 3. Vreau să fim legali, vreau să fim corecți, vreau să mergem în continuare pe principiul dezvoltării comunității, lucru care se poate face doar prin investiții. Vreau să nu înregistrăm datorii, pentru că, v-am spus, nu avem niciun leu datorie la nicio bancă. Vreau să folosim cu maximă eficiență resursele pe care le are primăria, să închiriem toate terenurile, să putem să aducem bani la buget din, eu știu, din închirieri, din concesiuni. Vreau să valorificăm superior masele noastre pe care o avem și am scos la licitație pădure ce avem noi pe acolo, tot în ideea de a ne cofinanța proiectele. Vreau să terminăm toate străzile de asfaltat și proiectele care le avem noi și după aia să dăm Dumnezeu să avem bani excedentari cu bunda și la salarii. Dar mai avem de lucru. Drumul e lung și mai... Mulțumesc, parcă. Așa vreau cu vedere, scurt, referitor la ce s-a discutat. Discuția care am fost un pic lezat și cu consilierii, că ridicăm urmăna și stabilim un salariu la cineva. Da. Adică noi am ridicat mâna în urmă unor argumente, știți? Nu suntem ridicăm mâna așa, cum ca cineva din mână. Și aș vrea să vă spun că dumneavoastră aveți pârghii să luați măsuri pe aia care nu își fac treaba. Sigur. Aș dori să există o comisie de disciplină. Avem comisie de disciplină. Asta zice, dacă unul, doi nu își fac treaba, nu trebuie să-i băgăm de proțăna ce aia își fac. Sigur. Eu am spus că aș vrea aia care nu își fac treaba să fie penalizați și aia care își fac treaba chiar ar vrea să fie stimulați. Că sunt. N-avem pârghii legislative. Se poate că prin consiliu, dacă cineva chiar își fac. N-avem. De ce să fie? Da. Adică chiar care exista și chiar am vrea să știm și noi lucrurile astea, pentru că nu stăm pe aici chiar numai să... Deci cu siguranță, vreau să vă... Aș dori să fim un pic mai deci, cu siguranță. Cei care vor să muncească mai mult, îi găsiți în echipele de proiect. Și vă pot pune la dispoziție echipele de proiect. Cei care vor să muncească mai mult. Și vin și spun, da, domnule, eu stau peste program, muncesc și iau bani mai mult. Cei care de obicei clăpotesc că ăștia iau mai mult, nu țin cont de faptul că și muncesc mai mult oamenii aia. Și vin și spun, da, uite, l-am luat cu 500 de lei, cu 700 de lei, cu 1000 de lei mai mult, dar nu vin și spun, da, domnule, am luat mai mult, pentru că ăla a stat până la ora 23.
Asta până la ora 23. Eu stau de cele mai multe ori în primărie cu o parte din colegii mei, aproape în fiecare zi, da, domnul secretar, până la cât? De multe ori le spun, du-te, te rog frumos, acasă. Și e cazul domnului secretar, doamnei contabil șef, fetelor de la proiecte, da? Și le spun, mergeți acasă, te-i ora, nu știu, 20 și mai e ceva. Tot pentru a face economii, pentru că nu avem bani ce să ne plătim utilitățile, pe perioada, în fiecare zi, de la ora 16:30, se oprește furnizarea gazelor, până dimineața la ora 6. 7. Și știți cum stau oamenii ăștia? Cum stai, domnul secretar? În frică, da? În frică. Îmbrăcat și lucrăm ca să facem economii, pentru că nu avem din ce să ne plătim utilitățile. Pentru că au crescut în ultimul an, știți foarte bine, și acasă au crescut foarte mult. Și atunci încercăm să facem aceste economii în așa fel încât să nu dezechilibrăm alte. Deci cam așa se lucrează și lucrăm cu cei care sunt serioși foarte bine și ne atingem obiectivele. De asta v-am spus jumătate. Îi cunosc foarte bine. Deci jumătate din cei care îi vedeți pe aici... Nu mai ziceți, domnul primar. Da, eu mi-asum ce spun. Dar nu mai ziceți, da. Serios. Înseamnă că nu sunteți un manager bun, da. Nu sunt un manager care să fie ușor, influențat. V-am spus prioritățile noastre de dezvoltare a comunității. Asta. În rest, pentru că oricât am încercat noi să-i spunem unui cetățean că nu-i putem asfalta strada și îl lăsăm în glot și în cisme în continuare, că nu avem bani, nu stă în picioare atâta timp cât eu aș avea aici salarii de 5.000 de lei net, 6.000, 7.000 de lei. Nu știu dacă le-am numai 5.000 net, dar nu știu, să nu mai ziceți niciodată că jumătate din echipa dumneavoastră luați de dorit. Nu, nu și ating obiectivele, atenție. Și nu e evaluat, exact, nu e evaluat, nu e evaluat, nu e evaluat, nu e evaluat, sunt foarte bine, păi dacă sunt foarte bine, dumneavoastră i-ați dat. Atenție, știu clar ce... Bun. Deci, încă o dată, ținta noastră este să dezvoltăm comunitatea și, sigur, să existe un echilibru și vis-a-vis de salariile angajaților, dar întrebați pe stradă, eu întreb în fiecare zi, cât câștigi domnul? Și mi-a spus unul că lucrează de nu se poate și ia 2200 de lei. Sau ia 2300 de lei. Iar la noi e un fel de boierie datorită faptului că ani de zile s-a întâmplat în administrația publică. Eu nu vorbesc doar de dărmași. Asta este administrația publică din România. Ineficientă. Faptul că noi avem astăzi 1 milion și ceva de funcționari publici și că statul se plânge că nu are din ce să plătească pensii și așa mai departe, sănătate, școală, e și datorită faptului că a creat o structură foarte stufoasă de funcționari publici, foarte bine plătiți peste tot, fără să fie eficienți, oameni pe care nu-i putem da afară din sistem pentru că așa e concepută legea, dar în schimb ne plânge că nu avem bani. Deci această stare de fapt se datorează și faptului că în ultimii 25-30 de ani statul nu a încurajat performanța, ci a încurajat doar, mai puțin performanța, mai puțin. Mulțumesc foarte mult!